Secțiile spitalului pediatric din Kiev, cel mai mare din țară, s-au mutat la subsol, singur loc cât de cât sigur în orașul bombardat zi și noapte. Copiii bolnavi de cancer își primesc aici tratamentul, alinați de mamele lor. Ну, мы получаем все препараты, которые нам нужны. Вот. Ну, у нас уже заканчивается еда. Сегодня нам обещали подвести там наши. Medicii luptă cu eroism pentru salvarea vieților micuților, mulți dintre ei greu încercați de suferințe foarte grave. Mutarea lor în locuri mai sigure este adesea imposibilă. We have a lot of patients we cannot move them to another hospital, it's very hard. Some patients we move to west of Ukraine. A lot of patients don't want because it's the biggest hospital and they're treated here and they know the situation in another hospital. Pe lângă copiii suferinți de boli cronice grave, medicii spitalului pediatric au operat în ultimele zile și copii răniți în bombardamente.